Dumneavoastră, de când veniți și predați la copiii ăștia în clasa asta? Păi e tot semestrul trecut. Tot semestrul trecut? Da, mă rog. Chiar de la început, nu știu, puțin de la început au venit doamna, după aia am venit eu. Da, e adevărat că ați venit la școală fiind pensionară și ați venit și neplătită pentru copii? Sigur că am venit neplătită. În perioada când era concediu inițial, nu putea plăti. Dar asta nu prea se aude, om să meargă la serviciu și să nu fie plătit, să vină gratis. Nu, asta de ce ați făcut lucrurile astea? Păi cunoșteam o parte din ele, aveam și respect și admirație pentru colegii mei, pentru directoare. Îmi părea rău să strice prestigiul școlii. Erau niște motive, așa, și pe urmă nu toate lucrurile se fac pe bani. Așa, copiii așa de mult nevoie. Iubiți copiii și ați iubit elevii. Asta într-adevăr. Da. Asta e secretul. Asta e. Da. Mi-a fost și... Mă gândeam tot timpul la ei. Dimineața când știam că nu vine, mă gândeam tot timpul la ei. Ce fac copiii ăștia singuri? Așa... Câți ani ați predat în învățământ? 44. Sunteți de aici, din Sibiu? Din Vasile Ron? Sunt de la Sibiu, acolo m-am născut. Și faceți naveta zilnic pentru copiii ăștia? Naveta zilnic, da. Familia noastră ce a zis? Că practic nu sunt copiii noastre, sunt niște elevi. Familia mă lasă în pace, știe că mi-a plăcut meseria asta, nu au avut obiecții. Mama se mai plânge uneori că e teamă să rămână singură. Așa, dar în rest nu. Ea săraca mai zice uneori, nu te mai duce că rămân singură și așa, dar mă rog, acceptă. Generația mea și oameni ca mine au învățat la școală modelul lui domnul Trandafir. Da. Dumneavoastră credeți că mai avem câte un domnul Trandafir așa prin școală? Mai avem învățători mai avem, model? Avem și avem învățători buni. Și de-aia îmi părea rău că știam ce colegi am și îmi părea rău să le strice prestigiul chestia asta și întâmplarea asta, mă rog, nefericită până la urmă. Așa, da. Sunt lucruri care trebuie rezolvate și lucrurile nu sunt perfecte, se mai întâmplă și de astea așa. Mesajul nostru pentru un părinte care are copilul la școală, că acum, după ce s-au dat toate știrile astea, oamenii se uită așa, poate puțin suspicioși, îi să aibă încredere totuși în învățători? Categoric, să aibă încredere și în învățători, și în școală, pentru că oamenii ăștia asta fac în fiecare zi și se dedică. Se mai întâmplă uneori și lucruri pe care nici nu le poți rezolva, pentru că când primești un mesaj dimineața la 8, nu poți la ora 8 să rezolvi niște lucruri cât ai bate din palme. Și nu poți la 8 și 5 minute să fii de la Sibiu, în Sibiu, în Vasile Ron, la clasă. La clasă. Și atunci, sigur, mai intra secretara sau pe cine un profesor care era liber. Mă rog, e bine că s-au rezolvat lucrurile și așa. Mai țineți legătura cu foștii elevi? Vă mai caută? Cu toții. Da? Și ce vă spun? Ce zic de dumneavoastră? Ne întâlnim foarte des. Eu am avut totdeauna o relație de prietenie cu ei. Așa. Ne întâlnim, ne îmbrățișem, ne povestim ce s-a întâmplat între timp, unde sunt, unde lucrează, țin minte, țin legătura și cu copiii care au terminat acum 30 de ani. Și care acum sunt părinți. Acum sunt părinți, unii lucrează, unii sunt plecați în America, unii lucrează prin Germania. Am avut și copiii copiilor. Da. Copiii copiilor. Da.